Bun găsit! O salată te poate hrăni cum nu se poate mai bine la masa de prânz. Condiția este să fie echilibrată, adică să conțină cam tot ceea ce ar avea nevoie organismul într-o anumită perioadă a anului. De exemplu, acum, în sezonul virozelor, o salată cu ghimbir și usturoi ne poate întări imunitatea. Iar dacă îi adăugăm și vită, avem un festin culinar, ne promite colega mea, Anca Lungu. Bun găsit! Astăzi suntem alături de Cristiana, în bucătăria restaurantului Simbio și mulțumesc pentru faptul că ne-a primit și că ne va găti ceva foarte bun. O rețetă foarte, foarte simplă și în același timp foarte, foarte bună. Prima etapă a salatei este, bineînțeles, pregătirea dressingului. Ghimbirul și usturoiul îl radem pe răzătoarea mică. Acum punem semințele de susan. Semințele de susan care conțin foarte mult calciu. Două linguri de ulei de floarea soarelui. Lingură de sos de soia. Sos de soia dulce. Zahăr brun. Pe mușchi de vită o să punem un pic de ulei. Și un pic de piper. Sare nu punem că întărește mușchiul de vită. Grătarul e deja încins? Da, este foarte încins. După cum simți deja căldura. Așa, așezăm mușchiulețul de vită. Și două bucăți de ardei. Și le lăsăm câteva minute să stea, mușchiul de vită cam 3-4 minute pe fiecare parte ca să-l facem medium. Ardeiul îl lăsăm simplu și o să se dereseze atunci când îl punem în salată. Punem o roșie care are cam vreo 90 de grame, așa, pe care o tăiem în cuburi mari. Și o să luăm bolul pe care l-am pregătit deja cu salată, o să adăugăm roșiile și o bucată din ardeiul deja cu. Nu trebuie decojit, îl punem tot cu coajă. Nu, tot cu coajă, exact. Eu și câteva alune aici. Caju, ai spus? Caju, da. Prăjite în ulei. O să luăm dressing-ul, punem cam două linguri. Sunt suficiente. Jumătate de lai. Jumătate de lai. Tăieței de orez care au fost fierți înainte cu puțină sare. Tăiem mușchiul de vită. Păi și subțiri. Luăm și ultima bucată de ardei pe care o să o tăiem și o punem pentru decor. Și salata Cristianei este aproape gata. Mai punem puțin ulei de floarea soarelui. Da. Așa și piper. De piper coș. Cristina, îți mulțumim pentru această rețetă. Arată foarte, foarte bine. E colorat așa. E important că avem multe culori, mai ales verde. Acum primăvara e bine să mâncăm cât mai multe legume. Și foarte hrănitoare, ai spus. Hrănitoare, da. Îți mulțumim încă o dată, Cristiana. Și eu. Iar dumneavoastră, să vă fie de bine. Numai de bine.